Salutare barbașanilor și bine v-am regăsit la un nou mirobolant episod din Free Fire. Ei bine, astăzi o să avem un challenge, nu avem voie să folosim nicio armă de foc. Mai pe scurt pot să mă bat doar cu pumnii, cu tigaia și o să încerc să fac un win. Nu o să mă opresc până nu fac un win sau nu știu, poate mă enervez și aia e. Pe lângă asta o să deschidem ceva cutiuțe, avem și la Lac Royal. Sincer chiar îmi place skin-ul, adică dacă mi-ar pica skin-ul ăsta l-aș folosi. Îi ceva gen miriasă, arată genial, avem o singură încercare, îți dai seama că nu un pică. Mai am la Gold Royale o grămadă de încercări și trecem imediat la Challenge. Sunt chiar curios dacă reușesc să, să fac o victorie. Până un alta nu uitați să bubuiți efectiv butonul la blană de like, un subscribe plus clonțopel și să înceapă episodul. Na bun, hai să ne vedem norocul, dăm direct spinul și nu dau niciun skip, că da, nu, că nu-mi pică, mă. Ce să-mi pice? Mi-au picat niște ciubote. Dar măcar ăstea rămâne etern, nu? Și acum să mai deschid încă unul, mă costă 80. Lasă că am ăsta free. Și de aici de pică, fața ne pică. Mai am încă unul, da, mai am. Din ăstea am destul de multe. Și nu știu care e ideea exact. Trebuie să tot dau spin până când... Uh deschid suficiente și după aia am șanse să îmi pice skin-ul ăsta gen Sau caracter ce-o fi Că nu mă prea pricep Eu dau spinuri în continuu, mai am vreo 4 spinuri. Hai că trebuie să trecem la challenge ăsta Supply crate, ok, deci poți să ceri supply-uri Și ne pică fața Da, trei zile mă enervează astea care te țin doar câteva zile că sunt atât de inutile Ok, ne mai dai și asta. Dau direct skip că m-am plictisit. Ok, nu cred că mai am. Sau mai am. Hmm. ah, și mai îmi dă încă o cutiuță sau ce. Peste că și aici o am. Hmm. Și asta ce -i? Tokens. Da, în fine, neinteresant. Și văd că mai avem aici ceva spinuri. Ia să vedem. Cred că am undeva la 9 spinuri. Le dăm direct cu skip. 7 zile nu ne interesează Permanentele, acolo ne bucurăm 24 de ore, arată fain, dar degeaba Că dacă nu e permanent, 7 zile Opa, 3 am avut doar Ok, mi s-a dus și șansa aici Hai să trecem la joacă Acum doar imaginați-vă că Îl văd pe unul și tot ce pot să fac E să mă duc la el și să-i car câțiva pumni și cât de megi dau? Stai că dacă, cred că dacă îi dau headshot, îi dau mai mult, 100 parcă, sau cât scrie acolo. Faza e că m-am gândit că ar trebui să fac acest challenge acum la început. Uite mă, open. U, și mi-a dat două diamante, nice. Dau ăștia moca diamante pe aici. Deci am zis că cel mai înțelept ar fi acum la început să fac treaba asta, cât playerii sunt foarte nobi sau sunt bolți, n-am nicio idee. Ne încercăm norocul, dacă reușim să fac un win, chiar trebuie să vă butonul ăla de like. Hai mă să vedem, să înceapă treaba, sunt extrem de curios și sincer să fiu îmi place foarte mult Free Fire-ul. Îmi place și PUBG Mobile-ul, dar păi parcă aici e un pic mai ușor așa. Ești mai pe ciluială, cel puțin la început. Ok, ok, hai să vedem pe unde aterizăm. Iar că am trebuit o tigaie sau o sabie sau orice mili, pentru că nu avem voie să folosim nicio armă de foc absolut nimic. Măcar dacă puteam să pun și eu câinele să atace, m-a ajutat. Chiar și un pic de damage jumătate sau măcar să tancheze hiturile, tot era bine. Acum asta este, mai dacă am pornit challenge-ul, am pornit și apropo, chiar mi-aș dori enorm, enorm de mult să-mi dați voi cât mai multe sugestii. Deci ce ați vrea să facem? Challenge-uri, chestii de genul, da? Deci toate sugestiile sunt așteptate acolo și dacă vedeți ceva ce v-ar interesa să fac, dați vă rog și voi acolo un like la, la, respectivul comentariu să știu care idei sunt cele mai dorite, să zic așa. Na bun, coborăm și noi pe șicara asta galbină și tokenurile astea nu știu exact la ce se folosesc, dar sigur îmi ziceți voi. Am luat arma, dar degeaba am luat arma. Hai că -s curios. Să dăm de vreunul. A, ah, da, uite, foarte important ar fi să-mi găsesc armura. o se bată ăștia de se rup pe aici. Asta ce frate? Bai? What? Ah, și pot să scumperi chestii, bă. Hmm, hai să ne cumpărăm și noi un helmet. Nice. Deci acum înțeleg pentru ce stau că alea. Nice. Și acum avem armurică, nu? Stai să, să văd eu să mă asigur. Da. A, ah, păi bine, boss. Direct level 3. Da, bă, da. Așa te vreau. Măcar nu mai avem șanse să ne luăm headshot mi au degeaba gloanțele, au eu că se bată ăștia ca nebunii pe aici, mă duc și eu la scandal, pumn în cap ce-ți dau, măi. Tigaia aia ar fi bună, cred că pot să dea de la o distanță mai mare. O să-mi iau bătaie, pregătiți-vă. Oricum, partea faină, oh, ok. Partea faină dacă voi muri, va fi că voi nu o să vedeți și trecem direct în meciul următor. Nici nu mă mai catapultez nimic, direct când suntem pe teren. Adică, practic, vreau să vă arăt cele mai interesante chestii care se întâmplă. Să-mi iau eu asta. Și să-l așteptăm pe prietenul nostru. Hmm. Pe ce-mi dădeam eu heal-ul? A, ah, pe tab. Gata. Câinele ăsta oare mă dă de gol, mă? Bă, frate, ăsta nu pot să cred că nu se bate cu mine. Vino mai aici, mă, să-ți dau pumnul în cap! Unde ești, prietene? Prieten drag. Zisea l aș bate dacă aș avea armă. Doamne, că n-ar mișca pur și simplu. Aici trebuie să fie undeva. Alo, gara! Mi-ați spus voi, nocivane, nu mai fugi și tu... Um, trebuie să ne luăm asta? Nu mai... O, oh, katana, gata. Mamă, vezi că asta e bună, rău. De deci ce îmi ziceați? Nu mai fugi, nocivane, cu armă în mână, că nu fugi bine. Nu fugi destul de repede. Cata, că mergem cu katana peste ei. S-ar putea să fie cineva pe aici, așa că să avem grijă. Da, e ăsta care dă după mine. Nu, acum ce facem lui ăsta? Așteptăm să vină și ne băgăm peste el cu sabia. Hai, bossule. unde e? What? What? Păi tu pe gard? Au, fugi, mă. Mă, s torzi? întors din... Venia către mine și s a întors dintr-o dată? Păi, what? A, da, nu, nu, nu mă pot ascunde acolo. Deci trebuie din aproape în aproape. Pe păi ăsta tot îl bat. Deci de nu ți-l feliez eu pe ăsta, da? fiți voi atenți numai. Dima. Asta se evaporă, frate. mi și frică să mă bat pe el. Mai îmi dau un heal. Că fiecare bucățică de viață contează. Băgăm un sprint. A, uite-l. Pe bune. Ok. Când încarcă, bă. Să-l fac să tragă după mine. Știi? Uite, că se duce câinele pe el. Asta vreau, bun. Și acum să dau un rank către el cât timp încarcă. Da, nu, că acum nu mai am șanse. Mă, dar ce joacă el, mă, ce fuge. Olă. Trebuie sa mi iau backpack. Nu pot să cred ca le dau trollul de pe lume. Am mai văzut acolo un player în față, îl știu, dar degeaba n-am ce să-i fac. Măsta mă, nu mai are gloanțe de fuge, mă. Olă. Ia uite-l. Salut, prietene. Dar va trage la după noi. Nu prea e bine ce se întâmplă. Ok. Uite-l pe ăla, mă, ce îmbrăcat ăla? Hmm, oare cât timp e ocupat, mă pot duce către el să nu mă vadă? A, ciuci, că m -o văzut, bă. Asta Ăsta are ceva costumație interesantă. Nu știu ce să zic, prieteni. Nu prea e pont. Mamă, dar fugă ăștia de mine de mănâncă pământul, frate trage care după el din casă trage, ia să mă duc după la din casă. Dar ar fi că pot folosi pot folosi mașina măcar, ca să fac și eu un kill, să nu terminăm meciul fără un kill, care e ia Are, vrom vrom. Ferii, că vin. Se ascunde după pomă nu pot să cred. Mamă, dar mă poate bate acum nu știu de ce nu trage după mine. Da, barbașane ai jucat o Uite, am putea face chiar... Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Bine! Am putea face un challenge să omorâm doar cu mașina, iar ar fi interesant. Ok, eu te-l păla. Vreau să mor pe unul cu katana, bă. Dacă nu mă mor cu katana, păi... E... e degeaba. Pur și simplu, e degeaba. Trebuie să fie asta aici, mă spamează abonață, sper să nu mă spameze prea mult, că nu pot să opresc acum. Asta e sus. Manu, e jos acum. Ah! mi ciudă. Uite, știu câte arme, bă, câte toate cele, dar degeaba. Că nu le pot folosi. Deci șansa mea este să stau sneaky picky și când îl văd pe unul, să mă duc după el. Ok. A, nu mai răspunde de asta, de ce? A ce-mi place. Nu mai răspundea cursorul. Mamă, bă, lasă-mă în pace cu ghinionul de pe lume. Mi s au oprit căștile dacă vă întrebați de ce zic că e ghinion. Eu sunt exact în zonă, stau pe loc. Dacă dă unul după mine, mi-am dus. Eu trebuie ăsta. O, asta. o, o doi aici. Ce fac, mă ăștia? mă, ăștia? fac timp? Alo? Ăștia fac timp? Pe bune? Ia să vă feliez eu pe amândoi. Ia veniți în coace. Nu, no, mă duc cu mașina peste ei. Mă voi face stimă în meciurile mele, voi face stimă. Ia vino aici, șebolane. Tu faci stimă în meciul meu, mă? Da, vino aici, că îți dau cu să... Bă, ăsta, ăsta ce facem, mă? Alo, botu. Alo, botu. Trezirea, copilul. Uite, mă, Uite, mă, că îl feliez. Bă, ăsta ori bot, ori bot. Uite și Mi s-a buguit ăsta, e gata. M-am plictisit să mă duc după ăla Chiar n-avea sens Că el fugea în continuu, nu se bătea, păi se întorcea, îmi dădea două gloanțe și papa. pa Iau mașinița și mă duc după el El crede că o scăpat, ha? Stai că vin prietene! Ubaru! S-a sosit Ubaru, Ubaru! Ok, pe asta aș vrea să-l bat cu sabia Cu katana! Oul că vine zona Mamă! Bă, da, zbun și eu. Doamne, iartă-mă. Cum am gândit-o pe asta? De ce nu m-am uitat și eu un pic pe hartă, prieteni? Na, la, da, că nu-i nimic. Ne ducem în cășuță și așteptăm pe unul care vine din zonă și și lău. Știu că e unul în spatele meu în momentul ăsta, dar n-am avut timp să mă uit prea bine. Îmi dau heal și mă și mișc un pic când îmi dau heal -ul. Pro player, pro player, da, 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 eu sunt. Așa, așa cum așteptăm să vină barbașenii. Că trebuie să vină. Bă, deci dacă eu câștig meciul ăsta și n-am voie să folosesc deloc arma, nu mai zic nimic. Efectiv, nu mai am ce să comentez. Uuu, carne proaspătă și aur mă fac din voi, măi. Vină aici să te feliez, prietene. Hoppa. Mai e unul pe acolo, l-am văzut, știu că -o tras. Dar e ăsta aici, l-aș vrea eu pe ăsta. Eu tenho que passar. <laughs> Virou aí, João. Eu tenho. O Só duas, só está? Salute. Não posso acreditar. Avaluou com o quilo Katana. Eu tenho que estar dois se bata aí. Bora dar palete, mais santo, mano. Au, 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 au. Deixa eu dar aquela bápia, você tá, Sunt cel mai pro player Vino aici, șobolane. Eu fug mai repede decât el pentru că am sabia în mână și el are arma Șobolane Încă vreau să-i dau Ah, că l-am lovit în, în ce naiba l-am lovit? Uite-l pe la acolo Nu, no, nu, no, nu, no. nu, no, nu, no, no. Ok, trebuie să ne oprim un pic. Oare. Să... O, oh, lasca vine el la mine. Hai la mine, prietene. Mai e unul acolo care sper să nu ne vadă, să ne aibă treaba cu noi. Și asta ce zice? Bă, dar chiar toți fug de mine. Mă, Doamne, și cât de restrânsa e zona aici. N-ai ce sa faci E nebunia de pe lume. Aici, prietene. Uite, mă că a intrat in casa. Asta e șansa mea să știi. O fugit, bă. O fugit sus. Mă duc după el. Opa. Nu! No! A, ah, păi n-am nicio șansă, că am mai și ieșit în open. Vin aici, bă! Bă, vin aici! Doamne, opriți-vă că sunteți prea mulți! Nu știu cu cine să mă bat! Vină un coace! Și a urma! Ia uite pe toți, bă! Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god! <laughs> nu pot să cred că îi pun pe toți pe fugă. <laughs> Bă, ce se întâmplă? Ok. Eu de-l aici. Salut, frate. <laughs> stai că dacă tot fuge de mine, eu pot să-mi dau heal-ul. nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu! No, no, Ok. Asta o sta aproape. Bă, lasă-mă! s au pus toți pe mine că m au văzut cu katana! Eu te-l post cu puta de baseball? <laughs> nu pot să cred! e am dat încăpățâna, bă! Mă duc după ăsta de jos că ăsta trage bine! Mă vede, oare? Da, m am văzut! <laughs> Nu pot să cred <laughs> De ce există așa ceva, bă? De ce pot să-i bat pe cu sabia, frate? O mai rămas unul Dacă câștig mai ce ăsta, v-am zis Nu mai Dacă nu bubuie toată lumea butonul de like și nu dă un share Am înnebunit Hai, prietene, stai că mă mișc și eu Acum Acum e momentul Vino aici! Și au ormică cu de toate! Ia vino aici! Ah, că treas. Să... Îl împing în zona, nu pot să cred. Mama, care e el, katana? Războiul catanelor! <laughs> vino aici! Vino aici! Vino aici! Că eu sunt cel mai bun pe katana. -o și o scris si el katana, mă, în loc să se bată cu mine. Eu știe că nu, că nu trag. Pe păi ce faci, mă, si a ormică? Păi ce faci, mă, shower mic? Ia vină cu acea shower mică. Shower mică cu de toate. Pa ce troll ăsta. Oh! Buie! -yeah! Te pup. Te pup. Salut. Atât am vrut să știu. Ia uite acolo. Frumos. Da, bă, da. Huh, let's go. Am vrut să... Apar frumos acolo în prim plan Vă mulțumesc pentru atenția acordată Nu uitați de like-ul la blană L-ați promis, l-ați promis Dar aveți ce să faceți Trebuie să-l dați acum Dacă câștig meciul cu Katana Un subscribe plus clonțopel Și dați-mi, vă rog, cât mai multe sugestii De, nu știu, concursuri, challenge -uri. De exemplu dacă vreți 1 vs 1 cu Houdini, cu Țanu, cu cine mai vrea să joace Free Fire, găsesc eu pe cineva. Deci dacă vreți puteți să dați și așa 1 vs 1. Concursuri, chestii, socoteli, toate cele bune, vă și alu cu respect și ne vedem în episodul următor. Și